Am citit pasajul acesta biblic în care Domnul Iisus Hristos vine și vorbește despre evenimentul revenirii sale, la care noi trebuie să fim gata și să fim pregătiți. Și din tot ce putea El să prezinte, alături de alte pilde și alte ilustrații, prezintă momentul acesta. El ia din tipicul căsătoriilor din vremea respectivă, când un mire împreună cu mireasa, părinții doreau să meargă în sala ospățului de nuntă ca să oficieze propriu-zis nunta, pe drum așteptau prietenile miresei, toate fecioare, și trebuiau să aibă candelele aprinse. Indiferent cât de mult întârzia convoiul nupțial, ele trebuiau să fie treze cu candelele aprinse. Și Domnul Iisus Hristos ia ideea aceasta a celor 10 fete fecioare care așteptau pe mire, pe mireasă și pe toți ceilalți. Scriptura ne spune că toate erau fecioare, toate erau îmbrăcate, toate au ieșit să-L întâmpine. Niciuna n-a spus eu stau acasă azi. Nu. A făcut efortul să iasă în drum, pe drumul pe care urma să treacă mirele împreună cu tot cortegiul. Au ajuns acolo și toate au ațipit. S-a auzit o strigare de aproape de miezul nopții. În loc să vină seara, mirele a întârziat. Nu ne spune Scriptura de ce a întârziat, cu toate că noi suntem foarte curioși de ce a întârziat, totuși Biblia nu ne spune absolut nimic în domeniul acesta. Ci cert ne spune că toate fecioarele s-au trezit, îmbrăcate, fecioare, dar au constatat cu uimire că la 5 dintre ele li se sting candele. Normal că și la celelalte li se stingeau candele, dar celelalte, pe lângă faptul că au avut un de lemn în candelă, și-au luat și un de lemn în vas. Și atunci cele 5 care vedeau că pâlpâie candela, le-au spus celorlalți, dați-ne din un de lemnul vostru că ni se sting candele. Dar astea puteau să spună, stați, nu știți chiar dacă se stinge candela. Noi povestim la mire că oricum o ars până acum, o ars candelele. Ele au știut că nu se joacă cu mirele. Și de-aia au spus, dați-ne din un de lemn nostru să avem. Și celelalte care aveau un de lemn în vas și-au dat seama că nu se joacă cu mirele. Că au spus, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă și cu alte cuvinte, cât intră? Niciuna. V-ați gândit vreodată ce mire așteptau fecioarele astea? Că pe ăla îl așteptăm noi. Ideea că mirele așa de bun, ia în brațe, cu candele, fără candele, cu vană, asta e, aș vrea să o scoate. Când Domnul Iisus spune pilda, să o spune foarte clar. Foarte clar și El insistă pe momentul acela. Și cele 5 înțelepte care au investit în un de lemn, în timp ce celelalte au avut cele, că un de lemn nu se dă pe degeaba. Este un canal, așa, un tub unde îți vine un de lemn gratis. Cu damingeana, cu cisterna, cu ce vrei ei tu de acolo. Nu, nu. Un de lemnul ăla se cumpără, adică în loc să investești în mobilă de bucătărie, în concediu, în loc să investești în haine, tu cumpiri un de lemn. Și uite aici avem 5 fecioare care și-au cumpărat un de lemn. Nu știu cât de scump era, dar aveau vase de rezervă cu un de lemn. Celelalte n-au cumpărat un de lemn. Și uite că se face diferența. Rămân fecioare, rămân îmbrăcate, rămân în drum, dar fără un de lemn care să dea lumină. Și în momentul respectiv, astea le spune, duceți-vă la cei ce vând un de lemn, că noi tot de acolo ne-am luat. În timp ce ele se duceau, a venit mirele. Biblia spune aici un pasaj la care voi discuta în seara aceasta. Cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia ospățului de nuntă și s-a încuiat. Ușa, e foarte important de subliniat aici. Câte veniri există? Câte chemări există? S-au ajutat, punct. După care au venit și celelalte 5. Noi suntem curioși, aveau sau nu aveau un de lemn. Eu mai găsit pe aia care vândeau sau nu. Fabulăm degeaba. Cert este că ele au ajuns în față și m-aș fi așteptat măcar 5 cm să deschidă ușa și spună, vă apreciez că sunteți fecioare. Vă apreciez că sunteți îmbrăcate și vă apreciez în timp ce toată lumea doarme de mult, voi m-ați așteptat în drum. Îmi pare foarte rău că nu puteți intra aici, că n-ați avut lumină până la capăt. Nu. Nici nu se deschide ușa. Pentru că timpul mântuirii trecuse. Ci dincolo de ușă, un răspuns care uimește lumea creștină, că la asta se referă, nu vorbește lumea păgână. Și dați-mi voie să vă recitesc. Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că nu vă... Cum să stai între celelalte și să nu te cunoască mirele? Ce vrei să ne transmiți, Doamne? Vrei să ne sperii chiar? Eu cam asta cred că vrea să facă Domnul.
De-aia spune, vegheați dar căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Și lumea creștină se va împărți în două. Unele observe persoane intrate dincolo de ușă, nădoaiau spățului de nuntă, și altele nu tare departe, frații mei. Nu tare departe, nu în discotecă, în stadion, nu. În fața unei uși de unii poți auzi muzica îngerească dinăuntru, unde poți auzi bucuria dinăuntru, dar doar o grosime de ușă te desparte de tine și de ceilalți colegi care au fost gata. De aceea este important pentru noi ce a vrut să transmită Domnul. Că dacă o luăm așa, să o punem, au fost o pildă. Nu, nu, Domnul a vrut să transmită ceva foarte clar. Și mie și altora, care ne jucăm, da, e suficient dacă suntem îmbrăcați în alb, dacă suntem în casă, dacă suntem membri într-o biserică, e ok. Oricum, noi avem abonament, dăm ușa de perete oricând la odaia ospățului de nuntă. Că, oricum, mai bun ca noi, Domnul n-are. Vedeți că cinci rămân afară. La tata și la mama, repede. Stimații mei, aș vrea în seara asta să tratez, nu voi trata aici ce anume a făcut diferența între cele două categorii de fecioare aici. Ci aș vrea să tratez doar aspectul acesta. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. M-a interesat din textul ăsta biblic și probabil ne interesează și pe fiecare dintre noi, băi, ce trebuie să fac eu să fiu gata? Că nu mi-ajută la nimic să ajung până la, să fiu aproape câștigător, să fiu aproape înăuntru, dar afară. Cele ce erau gata, ce înseamnă din punct de vedere biblic gata? Că noi gata suntem că dacă am luat botezul. Gata suntem dacă suntem, ne-a scris secretarul pe lista lui și ne are acolo, din punctul nostru de vedere, noi suntem gata. Efectiv, ce înseamnă biblic gata? Cum privește Dumnezeu o persoană gata? Și textul ăsta Biblie spune cele ce erau gata. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez de a fi gata înseamnă să fii fecioară. Vedeți, nu sunt alte persoane aici, nu sunt femei măritate aici. Nu sunt alte persoane din localitate. Hai și voi cu noi, că doar vine mirii. E o atracție zonală pe aici, vine mirile cu ăștia. Cine știe ce personalitate este, haideți și voi. Nu, 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 10 fecioare, toate fecioare. Asta înseamnă, Domnul Iisus transmite foarte clar, curăție și sfințenie. Slăvit să fie Domnul. Ăsta e primul lucru pe care îl transmite Domnul la persoanele alea. Curăție și sfințenie. Biblia vine și spune că Dumnezeu ne-a salvat din lumea aceasta și ne-a sfințit prin jertfa lui Iisus Hristos. Ne-a sfințit. Dar nu numai că ne-a sfințit, ci ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 1 începând, dar versetul 2 este foarte important. Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint. Și atenție! Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți. Deci, foarte mulți dintre noi ne oprim doar la a fost sfințiți în Iisus Hristos. Bine, dacă ai fost sfințit, ești chemat să fii sfânt. Doamne ajută. De-aia în Biblie vezi, ți se dă dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu. Dar Biblia cere să fii. Că noi o serie numai ne numim. Dacă ne-i vorba pe șantier sau pe șoferie, numai nu suntem. Ori din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu îți dă dreptul să te faci, dar trebuie să te porți într-un chip vrednic de ceea ce te faci. Amen. E o mare onoare să devii ceva. Câteodată dau eu exemplu acesta, sunt persoane care își doresc foarte mult copii și nu pot avea. Dumnezeu nu le dă. Și se gândesc la un moment dat să înfieze. Și la un moment dat văd, găsesc un copil care e pe stradă, n-are nici mamă, nici tată, se interesează de ăștia, de la adopție, ci cu el, e părăsit, e cu tare. Până la un moment dat reușesc cu cei de la adopție, cu organele statale, să-l ia pe copilul ăla care mănâncă de la gunoi, care caută pâine mucigăietă, care caută ce caută el acolo și se îmbracă de pe stradă, să-l ia de acolo, să-și facă actele și să-l înfieze pe numele lor, îl duc acasă, i-arată camera lui, i-arată patul unde poate dormi, i-arată baia, i-arată frigiderul plin, i-arată bucătăria, i-arată totul ăsta. Și îi spune, de azi înainte ești fiul nostru. Te-am înfiat, măi, te-am înfiat.
A doua zi dimineață când scoală părinții, nu-l găsesc în camera lui. Îl găsesc în baie și-a dat drumul la apă, clăbuși tot, acolo e plin. El stă în baie. În altă dimineață când se duce, stă cu ușa la frigider deschisă, neștiind ce să aleagă de acolo. E plin, e full frigiderul. El nu a avut așa ceva până acum. În altă dimineață îl găsesc sărind pe salteaua de pe pat, pe patul respectiv aproape să aude zgomul ceva. Iar în altă dimineață nu mai găsesc. Nici în bucătărie, nici în baie, nici în cameră, nici îl caută peste tot. Când colul găsește la poarta casei unde avea ăsta lada de gunoi, îl găsește acolo căutând ceva de mâncare acolo. Și părinții spun, măi, băiete, noi te l-am luat de la gunoaie, te-am înfiat pe numele nostru, ți-am oferit toată casa. De ce ai venit din nou la gunoaie? Știți că istoria asta se repetă cu noi? Eram pierduți printre 8 miliarde de oameni. Căutam în gunoaiele lumii astea, umblam cu minciuri, cu șmiclenii, cu țepe, cu șarlatanii, cu disprețuri, cu miștouri, cu o grămadă de chestii de genul ăsta. Bine a venit Dumnezeu și din anonimatul acestor 8 miliarde ne-a făcut copiii Lui, slăvit să fie Domnul. Ne-a făcut copiii Lui, ne-a pus în gură o cântare nouă, cântarea cerului. Ne-a dăruit Duhul Lui cel Sfânt, ne-a dăruit Evanghelia, ne-a răsfățat efectiv, făcându-ne frați și surori în biserica sa binecuvântată. Slavă. Și din nefericire pentru Tata Ceresc ne mai găsește la buncără cu minciuni. Ne mai găsește cu învârteli, ne mai găsește cu dispreț. De unii ăla, ce școală are și pregătirea, calicul ăla, cine ăla. Vorbe din gura unor înfiați. Un om fiat și vine tata și spune, măi, am făcut din tine copilul meu, nu președinte de țară, că l-ai nimic, băi, nu șeic, că l-ai nimic, nu împărat, că l-ai nimic. Tu ești copilul meu și eu sunt împărat al împăraților și domn al domnilor. Normal că copiii mei sunt prinți. De-aia una dintre făgăduințele Bibliei este pe cel ce va birui, adică cel ce reușește până la urmă să intre în odaia ospățului de nuntă, va sta pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am stat pe scaunul tatălui meu de domnie. Că de-aia găsiți în Biblie cine a fost credincioși și dă cărmuirea nu știu câte cetăți. De ce? Pentru că ești într-o poziție de genul acesta. Eu te-am făcut copilul meu, poartă-te ca atare și găsiți în Biblie, purtați-vă într-un chip vrednic de chemare, de împărăție, de evanghelie. Deci asortează-te cu nivelul la care te-a chemat Dumnezeu. Ori, estimații mei, asta înseamnă să fii sfânt. Să te asortezi în fiecare zi. Să te curăți în fiecare zi. Să te sfințești. Să ceri ajutorul fraților. Multe din aspectele pe care noi le suferim sunt aspecte de care nici nu suntem vinovați, efectiv, noi. Spune Sfânta Scriptură în Epistola lui Petru că sângele lui Iisus Hristos ne-a izbăvit nu numai de păcate, ci acolo exprimă foarte frumos în felul următor, 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18, că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseți de la părinții, voștri. Nu știu ce au apucat părinții voștri să vă dea. De obicei, spune cartea Proverbelor, averea și casa o primim de la părinți dacă o au. Majoritatea nu au. Da, dacă o au. Dar ceva ne dau moștenire. Și anume un fel de șer de vețuire. Adică, dau expresie lucrul ăsta, dacă bunicul a fost iutit, de ce la el să-l întreb ceva și prima dată să rădea o palmă și după aia te întreba ce vrei, tata s-o tras din bunicul, la fel de iute. Nepotul cu cine se seamene? Nu că vreau eu. Nu că vreau eu. Moștenesc un fel de șer de viețuire. Sunt anumiți oameni care în felul lor nu fac altceva. Sunt încăpățânați. Bunicul încăpățânat, tata încăpățânat. Și pe mine, domnule, dacă m-am pus în drum, toată lumea îmi spune că nu-i drept. Știu și eu că nu-i drept și spun. Da, până la toată lumea așa zic eu. Și gata. De ce? Gândește că ești căsătorită cu un asemenea personaj. De ce? Pentru că nu e el atât de vinovat cât moștenește lucrurile acestea. Cât le moștenește. Bine, sfințire înseamnă să curăți și lucrurile astea pe care le moștenesc. Știți că de foarte multe ori eu le mai spun la frați, totdeauna când vin în față, am grijă să văd cum arăt, dacă e totul ok, așa. Dar omul e făcut să nu fii. La spate nu știu ce am. Într-o moplață, la ceafă,
Nu știu ce am. Nu sunt dotat acolo ca să pot să mă uit. În față mă uit. Dar în spate nu. Pentru că am nevoie de alții să mă ajute în partea cealaltă. De-aia e biserică. Eu când intru în biserică, intru cu foarte multe calități pe care am grijă să le prezint la frați. Băi, eu citesc Biblia, eu sunt băiat care am un zâmbet cușeritor, eu am cu tare. Da, dar am și defecte. De obicei sunt la spate. Și spun frate, da, domnule, într-adevăr, ai multă dreptate, dar nu-mi trăiești cam arogant așa. Știți că toată lumea vede ce am eu la spate în afară de mine? De obicei spun, nu-i adevărat, domnule. Dar de aia spune Biblia, vegheați unii asupra altora, că sunt domenii pe care tu nu le vezi, nici nu le recunoști. Dar vii între frații și spui, frații mei, eu vreau să fiu mântuit. Ce vedeți la mine de corectat? Și frații, nu să uite unde te ferchezuiești, tătă ziua te pudrezi, tătă ziua te aranjezi. Frații, să uite tocmai în partea aia în care tu nu ești atent. Acolo să uite și spune, în domeniul ăsta trebuie. Și știi că dacă te curățești de lucrurile acelea, devii un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său pentru orice lucrare bună. Asta înseamnă să fii fecioare. Asta înseamnă să te sfințești din nefericire. Există oameni care intră în biserică, care efectiv nu sunt gata să se lase corectați, nu sunt gata să se curățească înaintea Domnului și apoi se întreabă, Doamne, dar tu mai ai și alte daruri în biserică. De ce nu sunt folosit eu? Că oricum mă aranjez destul de bine. Măi, dar tu vezi ce ai în spate? Tu vezi lucrurile din... Tu nu vezi noroiul din viața ta? Că nu-l vezi tu, asta nu înseamnă că nu există. De aia ai nevoie de frați să vegheze asupra ta și tu asupra lor. Dumnezeu să ne ajute. De aia există biserică. De aia nu ne-a spus Dumnezeu să mergem undeva fiecare cu chilia lui, Daniel Sihastru cu a lui, Virgil Neagu cu a lui, fiecare cu a noastră. Nu, nu. Te cheamă în biserică unde sunt oameni care vin și îți spun, uite, am văzut lucrul ăsta. Nu numai atât. Te pune Dumnezeu, tu nu recunoști. Băi, cât de cât m-am corectat așa, cât de cât eu stau bine. Și vine Dumnezeu și așează pe un tip așa lângă tine, care e tot membru la Biserica Domnului de aici, așa, și ăla te hârâiește, te supără, te deranjează. Și la un moment dat, vorba română, îți ia ieșit din papuci așa și spui, băi, frate, el și dă la o parte. Nu, Dumnezeu spune, anumit ți-am arătat că ai și tu limitele tale. Ăla e pus acolo ca să-ți vezi limitele, să-ți vezi domeniile în care poți să crești, poți să treci peste. Sunt domenii în viața noastră pe care Dumnezeu le scoate. Altfel nu, în biserica online o să vedeți că nu există treaba asta. Nu o să deranjeze nimeni, dacă nu-i închis monitorul. L-ai rezolvat. Dar în biserica asta există situații de genul ăsta. Există adunări generale. Există momente când te deranjează la intrare sau la ieșire. Există. Și atunci sunt teste prin care Dumnezeu ți arată limitările tale sau lucruri pe care nu le-ai văzut niciodată. Dar dintr-o dată apar. Să nu credeți dumneavoastră că dacă tot le-ai băgat sub preș, dacă tot le-ai spus, că de obicei când cineva spune, frate, am auzit într-o zi că te-ai răcnit pe șantier. El nu vine să spună, frate, mulțumesc tare mult. Într-adevăr, m-am enervat în ziua aia, au fost limitările mele, te rog să te rogi pentru mine și când mai este nevoie, te rog să-mi spui că vreau să trăiesc ofensa. Nu, de obicei el îi spune, cine ți-o spus? Pentru că pe mine mă interesează să-mi secret, să preș, nu să mă pocăiesc, să mă sfințesc de vin fecioară. Nu, cine ți-o spus, spune-mi-l când discutăm noi. Pentru că asta este, dacă dorim să fim sfințiți, îi spunem. Eu m-am prezentat în fața bisericii și am spus, frații mei, eu chiar vreau să fiu mântuit, vedeți ceva, veniți și îmi spuneți. Veniți și îmi spuneți. Și sunt frați care îmi spun și pe un ton mai plăcut, dar sunt care îmi spun și pe un ton mai neplăcut. Dar îmi spun până la toată urma. Avantajul este că lucrul pe care ei le au în inimă, au și curajul să le spună. Și curajul acesta stă în faptul că sunt abordabili. Și ar trebui în biserică să fim abordabili. De multe ori ajungem păstori, ajungem slujitori, ajungem în comitet, ajungem cu voce și cântăm și avem toiagul HB roșu la noi. Frate, vreau să spun ceva. Numai că nu-ți întind eu toiagul, pe vreo 3 zile de post vii la mine. De ce? Pentru că l-avem în inventar deja. Nu poți să vii așa direct să spui. Trebuie să-ți faci șuc. Trebuie să-ți faci elan pentru asta. Ori, stimații mei, a fi fecioară înseamnă a-ți menține curăția și sfințenia. De foarte multe ori ne pierdem această curăție. În Biblie, fecioria spirituală era pierdută prin trăire în imoralitate cu Dumnezeii străini. Există din Judecători, capitolul 8, cu versetul 33, unde Biblia spune așa. După moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iar să curvească cu Baalii
și au luat pe Baal Berit ca Dumnezeu al lor. Totdeauna când poporul evreu mergea după alți Dumnezei, se închina, investea bani în cinstea altor Dumnezei și timp în cinstea altor Dumnezei, Dumnezeu nu prea, bă, e un timp în care ei își dezvoltă pe mai multe direcții, se poate crește în cultură. Nu! Dumnezeu vine și spune simplu, au curvit cu alți Dumnezei. Ori fecioria sau curăția spirituală se pierde în momentul în care în poporul lui Dumnezeu sau în viața noastră indă alți Dumnezei sau idoli, e numit în Biblie. Apostolul Ioan a fost unul dintre cei mai plăcuți apostoli. Este numit de teologi apostolul iubirii. O să vedeți în epistola lui. Copilașul, dacă vreunul dintre voi a păcătuit, avem la Tatăl un? Așa ne place versetul ăsta. Minunat, minunat, extraordinar. Venim la Tatăl. Copilașilor, aveți grijă. Știți cu ce încheie el epistola lui? Copilașilor, fugiți de idoli. Dar cum nu mai merge cu... Nu, nu, nu. În momentul când au apărut idoli, că se cheamă bani, că se cheamă om, că se cheamă organizație, că se cheamă... În momentul ăla, atentează la locul pe care trebuie să-l aibă doar Dumnezeu. Și în momentul ăla îți pierzi curăția, îți pierzi fecioria. Și în poporul lui Dumnezeu pătrund idoli din ăștia. Mascați, botezați la noi, așa introduși, dar pătrund. Care ne iau timpul, ne iau puterea, ne iau evlavia și așa mai departe. Foarte multe biserici se confruntă. Vă dau doar un exemplu așa pe care îl puteți aplica la alte exemple. La alte exemple. Noi putem să dăm cadouri la copii tot anul. Tot anul putem să dăm la cadouri. În nume, cu orice facem, cu cuvântul sau cu fapta, să facem în numele Domnului Iisus. Și nu ne oprește nimeni în august sau în septembrie, acum, pe început de an școlar, să dați cadou din început de an școlar. Să dați cadouri la copii. Nu vă oprește nimeni să dați în numele Lui. De obicei, la sfârșit de an, să dau, să fac cadouri. Și foarte mulți părinți credincioși, care tot anul sunt păziți ei, copiilor, la plecare, la venire, Dumnezeu îi binecuvintează, le dă înțelepciune, le dă un bănuț pe mână, iau banul ăla, pun cadoul sub brăduț și nu îl dă Domnul Iisus, ci îl dă Moș Crăciun! I-am luat banii Domnului, l-am și cântat și mi-i facem și în judă. Doamne, uite, moșul, cine-i tată? De la moșul ai primit toată treaba. Și asta e în mediile creștine, frații mei. Cum v-ați simțit voi să fiți în locul Domnului Iisus Hristos, păziți o familie, să le dați, să-i sponsorizați, să-i dați sănătate să poată munci, la care el să ia resursele pe care le dai tu și să-i le dea la un moș inexistent. Numai ca să nu spună numele tău. Frații mei, și mai sunt lucruri de genul ăsta, care pătrund așa pe neveu, luăm banii Domnului și trimitem pe alte direcții. Cum arătăm de foarte multe ori, văd de multe medici să pierde părtășia, dar cum, cămașa asta nu-i de firmă? Dar eu credeam că e de firmă. Dar tu vii de, după masă cu aceeași rochie la biserică. Dar și te împiedică la voșii? Care e situația? Când saltă gamă? Ce se întâmplă totuși? Dintr-o dată apare o lume cultă cu ghilimelele de rigoare care nu poate încăpea lângă cealaltă. Și ăștia toți sunt idoli care pătrund în biserică și distrug părtășia frățească. Dumnezeu când ne-a chemat la mântuire nu s-a uitat la facultățile noastre, nici la hainele noastre, ci ne-a mântuit și ne-a dus în biserica asta slăvit să fie Domnul. Și aici ne cere să ne iubim unii pe alții, nu cum putem și cât merităm, ci cum ne-a iubit El. Așa să ne ajute Dumnezeu. Asta înseamnă să fii fecioară, să fii curat. De aceea mai atrag un semnal de atenție și Apostolul Iacov știa de lucrul acesta. În epistola Apostolului Iacov, în capitolul 4, cu versetul 4, mai pomenește aici, fugitiv vreau să vă spun lucrul acesta, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Știți că foarte mult stăm cu ochii peste gard? Dumnezeu ne-a smuls din lume, ne-a lăsat în lume ca un popor distinct, aparte. Eu nu-s neam cu, din ce știu, eu spun câteodată că nu-s neam, dar la urmă îți prezint cineva care spune că e neam cu mine. Dar nu-s neam cu voi, am un alt nume. Dar dintr-o dată noi am devenit frați și surori, pe baza studiilor noastre comune, nici pe baza faptului a experiențelor noastre comune, ci efectiv Dumnezeu m-a făcut frate împreună cu voi, am surori și frați aici. Domnul să vă binecuvinteze. Amen. Și Dumnezeu vine și spune, asta e biserica mea, asta e cel mai valoros. Da, dar în lume, uite ce are valoare.
Dar în lume așa se poartă. Dar în lume, dacă nu ești așa, nu ești îngrijit. Dar în lume, dacă nu ești așa, și toate astea le aducem aici. Și dintr-o dată facem diferență între frate. Aia nu e îngrijită, celălalt nu e așa, cel nu e... De unde le-am luat asta? Și ni se că părtășia, frații mei. Și dintr-o dată nu mai avem pentru frații noștri aceeași pasiune. Și le lăsăm să treacă, să meargă de la noi. Nu intru prea adânc, că după aceea s-ar putea să iasă tulburare. Dar, frații mei, aș vrea să vă spun foarte clar, prietenia cu lumea este tratată de apostol ca o stare de prea curvie. Adică, din punct de vedere spiritual, îți pierzi sfințenia și curăția. Și dacă, din punct de vedere trupesc, e dificil de obținut înapoi să devii fecioară, din punct de vedere spiritual, e posibil. Ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsului că Apostolul Ioan, care a stat la seminar cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate și a învățat, ăsta chiar a învățat, ceilalți mai comentau cine-s fiii cel mai mare. De asta era aproape de Domnul Iisus și stătea cu capul pe sânul Domnului Iisus. De aia și Evanghelia lui e diferită față de toate celelalte Evanghelii. Pentru că sunt lucruri pe care numai el le-a auzit și le-a scris. Și e foarte frumoasă Evanghelia după Ioan. Ei bine, după ce a stat 3 ani și jumătate, îl ia o ființă cerească, își duce acolo și vede o mare mulțime de oameni îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mână. Și foarte interesant, în loc ăla din ceruri să spui, băi, stai că eu să acasă la mine aici, să te explic eu care te-a văzut, îl întreabă pe Ioan, câteodată ne întreabă și pe noi, ce părere ai tu, cine sunt ăștia și de unde vin? Normal, Ioan trebuie să spui, am făcut seminarul 3 ani și jumătate, părerea mea este că aceștia au hainele albe pentru că, și să dea el o părere care o credea el. Îmi place de Ioan pentru că el a spus, nu știu, și așa aflăm și noi cine sunt. De foarte multe ori știm tot. Și din pricina asta nu mai aflăm adevărul. Ori, iubiții mei, Ioan a spus, nu știu. Și dintr-o dată ăla îi explică, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele. Păi, dar de ce le-au spălat și le-au albit? Că erau curate? Nu. Nu erau așa cum și-a dorit Dumnezeu. Dar avem la dispoziție ceva care curăță, care albește. Și acela este sângele Domnului. Amen. În seara asta putem verifica unde suntem și putem face o resetare a vieții noastre. Putem chema sângele Domnului și spune, Doamne, am observat și eu în viața mea, în față m-am mai îngrijit așa, dar în spate m-am sângele Tău, Doamne, să mă curăță și vreau cu adevărat să merg spre împărăția Ta. Doamne, ajută! Amen. A doua condiție pentru a fi gata. Prima este să menții starea de curăție și de sfințenie. De-aia Apostolul Paul, Petru spune, când va veni Domnul, să fim fără vină, curați și în pace. Pentru că contează starea aceasta. Apoi, să ai candela cuvântului. Lumina se dădea din candele. Nu se torneau de lemnul pe pământ și dădeai foc acolo. Nu, nu. Unde lemnul spunea în candele. Și candele era suportul pentru unde lemnul. Unde lemnul lua forma candelei și de acolo lumina. E foarte important căci cuvântul Domnului spune în Psalmul 119 cu versetul 105 în felul următor. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pentru cărarea mea. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, care este forța și puterea lui Dumnezeu, este o candelă pentru noi. Acolo se pune unde lemnul. Cuvântul are în sine putere. Aleluia. Cuvântul are putere și în Duhul Sfânt. Însă, iubiții mei, toată această credibilitate în cuvântul lui Dumnezeu, câteodată te obișnuiești cu predicile, câteodată te obișnuiești și ai nevoie de un de lemn să iei din altă parte, ca același cuvânt, aceeași candelă, să-ți producă lumină pe cărarea ta, să știi ce ai de făcut. Dar baza, iubiții mei, este cuvântul. Să știi ce spune cuvântul. Nu să spui păreri, părerea mea este, cred că spune și așa, nu. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de diavol, n-a spus, cred că este scris undeva în Biblie. Nu, este scris și a dat citatul exact. Și atunci când diavolul, știind și el Biblia, a spus, este scris de asemenea, aruncă-te jos. Și Domnul Iisus Hristos din nou dă un citat biblic logic. Nu știu dacă ați prins vreodată logica la să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Dar există logic acolo. Este o logică foarte frumoasă. În toate celelalte, Domnul Iisus spune, este scris, omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Când îl duce pe streașina templului, spune, aruncă-te jos, că ce este scris, Psalmul 91. El va porunci îngerilor săi să te păzească, nu cumva să-ți lovezi piciorul de pe piatră. Era scris? Da, normal trebuia să o iei la viteză de pe acoperiș.
Dar Domnul vine și spune, este scris de asemenea să nu ispitești. Asta înseamnă că Dumnezeu care a creat lucrurile a așezat și anumite legi. Legea gravitațională funcționează și dacă ești sfânt, dacă nu ești sfânt. Că dacă pășești în gol de pe streașă, și ar putea să-ți rupi picioarele. Și a călcat legile lui Dumnezeu înseamnă a ispiti pe Domnul. Asta presupune că eu nu știu să înot. N-am învățat niciodată să înot și de-aia mă feresc de apă. Pentru că nu știu să înot. Dar dacă nu știu să înot și la un moment dat cineva sare, spiritul meu de ajutorare, de păstor, îmi vine să mă duc să-l ajut pe el, să-l scot din apă. Și în timp ce eu plonjez în apă, mi-aduc aminte că nu știu să înot. În loc să avem doi morți prin necare, un mort prin necare, avem doi deja. De ce? Pentru că dacă nu știi să înot, de ce te bagi acolo? Afară e frig, minus 25 de grade. Băieții cu părul dat cu gel, eu sunt potriva gelului complet, vă dați seama și din ce cauză. Se potriva gelului. Băieții dar și cu jecuță pe ei spune și mă nervează frigul ăsta așa și a doua zi curge nasul și se miră. Oare deși că doreau copilul Domnului, am fost în misiune, a ispitit pe Domnul. La minus 25 de grade ești cușmă pe cap, ești geacă, groasă. Nu ispiti pe Domnul umblând crezând că dacă ești pocăit n-ai să răcești. De-aia e important, frații mei, sunt niște reguli pe care Dumnezeu le-a dat. Când s-au pus anumite limitări la viteză, s-au pus că mașinile noastre, indiferent de ce vin, sunt niște cutii de chibrituri, dacă o să vedeți când se decopertează o mașină la ce viteză, oamenii rămân acolo între ele. Când se vorbește de airbag-uri deja, e bine să nu aveți nevoie niciodată să nu le verificați niciodată airbag-urile alea. Însă, stimații mei, când se spune de o anumită viteză, se spune să rămâi în marja respectivă. Și eu mă mai grăbesc câteodată, dar țin cont de aspectul acesta. Sunt reguli pe care Dumnezeu le-a lăsat aici, pe care tu dacă le calci, în momentul respectiv, tu ispitești pe Domnul. De aceea Domnul Iisus este scris de asemenea să nu ispitești. A fost logică în răspunsul respectiv. Foarte mulți credincioși nu fac legătura aceasta, însă există o logică în toate aceste aspecte. A avea candelă înseamnă să cunoști Biblia, să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Este forța, este puterea care schimbă. Lăudați să fie Domnul. Frații mei, trec mai rapid, așa că vreau la 9:30 să termin, că așa încheiați dumneavoastră slujbele, din ce am înțeles eu, am priceput și nici nu, poate m-am mai chemat vreodată, Doamne ajută. Al treilea lucru, ca să fii gata, pe lângă faptul să fii fecioară curat, pe lângă faptul că ai candela cuvântului, este să ai un de lemn. Atât în candele, cât și în vas, trebuie să ai un de lemn, ca să poți fi gata. Alimentează cuvântul pe care îl citești cu undelemnul pe care îl ai. Undelemnul reprezintă Duhul Sfânt. Știți că există foarte mulți oameni care au și candelă, dar fără undelemn? Înseamnă să interpretezi Sfânta Scriptură fără autor. Fără autor. Și te gândești și idei grozave au ei de acolo, când fără autor vin și spun ce a spus Pavel și Pavel într-o zi, băi, niciodată n-a spus așa. Dar el îi interpretează cum vrea el. În momentul în care ai Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te va menține limitele gândirii pe care a vrut să o transmită scriitorul respectiv sub aceeași călăuzire a Duhului Sfânt. Și de-aia e important. De-aia e important să fii atent la lucrul ăsta. Că nu știm noi Biblia toți, e singura dată, numai noi știm Biblia, au mai știut-o și alții. Și acei alții au avut și ei Duhul Sfânt. Pe lângă Biblie, bine să mai citești și alt comentarii biblici, să vezi ce imagine a avut ăla, ce a gândit el de subiectul ăsta. Pentru că Biblia spune că cunoaștem în... Deci mi-ar place mie să știu eu tot și voi nimic să nu mă vă prezint. Dar Dumnezeu mă smerește pe mine și pe orice predicator, spunând o parte îți dau ție și o parte îi dau altuia. Dacă mai ai răbdare și mai taci din gură când vorbești cu el, el îți dă și partea lui. Că ați văzut că sunt oameni care când te apuci să vorbești, da, știu de asta. Tu ai o mică parte care ți-a descoperit-o ție, Dumnezeu, o experiență, un cuvânt, ceva frumos. Și vrei să-i dai la predicator, tu n-ai să ajungi niciodată la fond, dar ăsta ajunge. Și vrei să zici, ăla știi. Știi și tu n-ai nici propoziție, el știe. Îi mei, dai vreodată partea ta? De-aia se plafonează o grămadă de oameni. E drept că la fond trebuie să predic. Însă când așa, mai stau și mai ascult și eu. Cu Doamne ajută să ne mai învățăm așa, că ne îmbogățim cu partea celorlalți. Partea cealaltă ajută. Eu mi-ar fi plăcut să vă spun că mesajul meu din seara asta a sunat, m-am rugat la rugăciune, Domnul mi l-a dat special pentru biserica dumneavoastră și mi-ar crește și cotația. Nu știu la ce ajută, dar mi-ar crește și cotația. Așa. Frații mei, tot ce am eu aici sunt idei ale altor frați prea puțin de la mine. De-a lungul timpului tot le-am adunat, le-am însumat și oamenii care n-ajung la amvonul bisericii dumneavoastră sau n-ajung la niciun amvon, prin ei vorbesc eu.
De ce? Pentru că am luat părțile lor. Slăvit să fie Domnul. De-aia nu e important să spune, băi, ce bine au vorbit fratele Virgil și grozav au vorbit. Nu, frații mei, îți îmbogățim și eu de alții. Când Dumnezeu va răspăti, veți vedea că nu va da pentru predica de seara asta răspătire numai pentru mine. Mi-a dat și alora ca le loc stacă din gură, spui, frate, uite, ideea asta, ideea cealaltă, eu m-am îmbogățit, v-am dat vouă, voi lăudați pe Domnul, eu laud pe Domnul și răspătiți vom fi toți. Slăviți să fie Domnul! Amin. Ori, stimații mei, unde lemnul trebuie să fie în candelă și în vas. E foarte important ca acest unde lemn să fie împreună, totodată, unde lemnul dă lumină în candelă. Trebuie să ai grijă totdeauna când ai Duhul Sfânt să-L colaborezi cu unde lemnul și cu cuvântul. E foarte important, chiar dacă ești plin de putere, aleluia, măriță, băi, ce zice Biblia aici? Că unde lemnul ăla este pus în candelă, ăia dă lumină, nu dă vasul lumină. Niciodată fecioarele n-au dat foc la unde lemn în vas. Nu! Focul se dă la candelă. Candela luminează. Vasul este doar rezerva. Într-adevăr, contează vasul să fie plin, contează, dar lumina pe calea ta o dă candela. Și de aceea e important, stimații mei, indiferent câtă putere ai din Duhul Sfânt, ce daruri spirituale ai, ce vedenii și descoperiri ai, verifică cuvântul. Doamne ajută! Verifică o candela totdeauna. Pentru că nu poți să mergi, ți se pare la un moment dat că ai merge și așa, nu. Unde lemnul totdeauna este turnat în candelă și al forma candelei respective. Toate ideile noastre trebuie să se regăsească în cuvânt sau în învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi. Se găsește acolo dacă suntem atenți. Ori, stimații mei, atât este de important unde lemnul acesta în candele dă lumină, dar și onorează vasul nostru. Vasul nostru în Biblie este reprezentat de trupul nostru. Când unde lemnul este turnat în trupul nostru, transformă și vasul și trupul acesta. Devenim temple umblătoare lui Dumnezeu prin lumea aceasta. De aceea onoarea pe care ne-o face Dumnezeu și pe care Pavel o spune, este că nu știți că voi sunteți templele Duhului Sfânt? Că Duhul Sfânt nu vine în noi numai așa ca să am Duhul Sfânt. Nu, nu. Face slujbă în noi. Că aia se întâmplă într-un templu. Când se construia înainte o cetate, primul lucru care îl construia nu erau casele, nu era judecătoria, nu era școala. Primul lucru, pe cea mai înaltă colină, era zidit templu. După aceea, în jurul templului, se făceau clădirile administrative, cartierile și așa, dar primul era templu, pentru că era cel mai important. Când Duhul Sfânt vine în lumea aceasta și când un om îi dă în stăpânirea Duhului Sfânt vasul său, trupul său, Dumnezeu ne onorează și nu faci casă de vacanță, vine din când în când să mai strigăm câte un aleluia. Nu! Ci Duhul Sfânt vine să locuiască în noi 24 din 24. Că eu sunt conștient sau nu sunt conștient, că câteodată Duhul meu se unește împreună cu Duhul Sfânt și vorbesc într-o altă limbă. Că împreună Duhul meu și împreună cu Duhul Sfânt îl glorifică pe Dumnezeu. Dar noaptea eu mă cunoască să-mi pregătească ziua de mâine să ies mai mult ca biruitor. Eu nu știu ce provocări voi avea, dar Duhul Sfânt continuă să lucreze în viața mea și să mijlocească pregătindu-mă pentru ziua de mâine. N-ați simțit de atâtea ori anumite îndemnuri puternice care nu vineau de la voi, nici n-aveai chef să te duci, dar dinăuntru te mâna ceva. Termenul biblic, Duhul îl mâna, îl mâna pe o anumită direcție, îți spune să faci un anumit lucru. Auzi la un moment dat, îți spune și Duhul Sfânt, tu te ajută familia aia sau roagă-te pentru situația aia. Cineva îți spune, bă, dar el a mai ajutat și alții și nu știu să chivernisească și cu tare. Îți frânează, dar dinăuntru tău simți că ceva te mână într-acolo, dincolo de vorbile care le auzi. Că normal, firea ta spune, domnule, ajunge, dacă o mărți să ia și nici nu știu să chivernisească, gata, eu dau în investiția sigură. Adică rămâi la tine în buzunar, investiție sigură totdeauna, acolo la tine în buzunar. Dar dinăuntru tău te mână ceva să faci, ăla-i Duhul Sfânt, slăviță fie Domnul. Ori de aia e important să-l ai și în vas. Pentru că din vas, oricând îl pui în candele și îți luminează drumul, de aia nu rătăcești, de aia spune Biblia, ungerea pe care ați primit-o de la El vă învață toate lucrurile. Pusă în candelă, îți luminează drumul. Și nu îți luminează drumul pe la capă. Vedeți, eu am venit cu un frate aici la dumneavoastră și când întoarcem o să fie întuneric. Am vrea să aprindem farul la mașină și să meargă drumul până în fața garajului său. Dar nu e posibil.
ci aprinzând farurile, începând să mergi, drumul îți este descoperit. Așa e și candela, frații mei. Nu știu ce mă așteaptă poi mâine, dar candela mă luminează și trebuie să fac în seara asta. Doamne ajută! Amen. Și dacă eu merg, mă arată în continuare, tot în continuare, mă învață. Nu mi-ajută la nimic, îmi dă niște jaloane câteodată Dumnezeu ce se va întâmpla în viitor în anumite situații. Dar lucrul și călăuzirea clară este asta. Ce anume trebuie să fac eu acum ca să mă port cu înțelepciune, ca să reprezint bine voia lui Dumnezeu, ca să aleg cuvântul potrivit pentru biserica sa. Și foarte important pentru noi, frații mei, într-o asemenea vreme, să ținem cont că diferența au făcut-o tocmai unde lemnul din vas. Să ținem cont de asta. Nu întâmplător la momentul actual foarte multe biserici nu mai fac stăruință. Nu întâmplător. Nu întâmplător vorbirea în alte limbi este dată undeva, chiar mă întreba cineva de lucrul ăsta. E normal. Când stăpânitorul lumii acesteia, care a băgat o lume întreagă în pandemie, care se pregătește să bage iar în pandemie, pentru că marile vârfuri ale lumii acestea se închină la Satan direct și vrea să bage groaza în toată omenirea. Toți care, așa, în domeniul ăsta, toate lucrurile astea lucrează prin cineva care e mult mai puternic decât noi. El ca noi a văzut miliarde, ni termină. Dar Dumnezeu ne-a dat ceva ce îl termină pe El. Și anume, cel ce e în noi e mai tare ca cel ce este în noi. Nu numai atât, îmi dă Dumnezeu un sistem de comunicare în care eu vorbesc direct cu Tatăl Ceresc. Deci nu merge pe la arhanghelul meu, el, arhanghelul meu, el duce la Îngerul Gabriel, Îngerul Gabriel duce la Domnul Iisus, Domnul Iisus. Nu, nu. Îmi dă Dumnezeu un sistem de comunicare că și ne vorbește în alte limbi. Îi vorbește lui Dumnezeu și nimeni nu înțelege și cu Duhul el spune taine. Ei, ce fel de șef mai ești tu când ăsta vorbește direct cu șeful mare? De aceea împotriva vorbirii în alte limbi. De-aia n-ai timp. Ai timp de politică, de sport, de orice. Dacă să te pui să te rogi în alte limbi, nu o faci. Nu o faci. Pentru că vorbești cu tata din cer. Și de ce stai tu de vorbă? Tu vorbești cu tata din cer numai când ai necaz sau ai nevoie de bani. Atât tot. Dar restul, restul n-ai treabă cu asta. Ori ți s-a dat un sistem, măi, 24 din 24, să-L lași pe Duhul Sfânt, care te cunoaște mai bine decât te cunoști tu, să mijlocească înaintea Tatălui după voia lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Amin. Ori o să vedeți la momentul actual că vasele nu mai au unde lemn. Nu mai este acea plinătate. Și ne apropiem. Ne apropiem îmbrăcați în alb, ne apropiem cu o stare cât de cât de curăție. Dacă nu, ne spălăm în sângele Domnului, ne pocăim, ne îmbrățișăm, ne cerem, ne apropiem. Se aude, parcă mirele venind, se aude. Dar când ne uităm la vas, uite-te, nu mai este. Nu mai este. Dar nu a fost suficientă muzica. Dar nu a fost suficient că am ascultat predica. Nu a fost suficient că am spus, slăviți să fie Domnul, să vă binecuvinte. Nu a fost. Dar a fost nevoie de o stăruință. A fost nevoie să cumpăr. A cumpăra înseamnă a investi. Înseamnă a mărturisi. Înseamnă a turna Dumnezeu Duhul Sfânt în viața noastră. Doamne ajută, frații mei! De-aia și pierdem putere. Duhul Sfânt are putere. Spunea Domnul Iisus Hristos, când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, veți primi putere. Frații mei, e foarte important lucrul ăsta. Eu când sunt chemat într-o biserică să slujesc, de obicei sunt găzduit undeva. Frate, mă găzduiesc, mă tratează bine, dacă vine cineva la mine, vine cineva la mine și dă mâna cu mine, îi prind falangele, sunt într-o mere. Uite ce putere are fratele Zavezil. Dar dacă ăla, după aceea, mă trece la post. Frate Zavezil, mâncăm sara și numai sara, mâncăm așa ceva, numai ți-arătăm așa, după care noaptea discutăm de apocalipsa, fiara, balaurul, cu tare, noaptea, ziua, iară, nu mâncare, ne întâlnim peste o săptămână, eu exist, îți viu. Dar nu mai am putere. Duhul Sfânt îl avem. Îl avem în vase, pe fund, așa, acolo, puțin simbolic. Putem scrie etc., dar nu se rezolvă nimic. Avem acolo, dar nu mai avem putere, frații mei. Nu mai avem putere ca altă dată. Știți că în urma rugăciunilor stăruitoare Dumnezeu ne dă putere? Amin. Știți că în urma stăruinței Dumnezeu ne dă putere? Amin. Vasele noastre se umplu și dintr-o dată Dumnezeu ne dă putere să mai punem în candelă. Candela dintr-o dată, băi, dar Biblia, ce spune Biblia, măi? Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm, pentru că luăm din vas și punem în candelă. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Doar așa putem fi gata. Altfel, n-aș dori să vă știu în fața unei uși închise. N-ajută la nimeni. N-ajută la nimeni. Dacă vă doresc ceva vouă și îmi doresc mie și bisericilor pe care le vizitez sau pe care le slujesc, este când se va încheia istoria creștinismului,
să se încheie cu noi intrată în odaia ospățului de nuntă, Doamne ajută. Bingo. Restul cine va rămâne pe afară e problema lui, dar noi să fim gata. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.